Turneul de handbal feminin Trofeul Carpați, găzduit de sala polivalentă din Craiova, începând de vineri, va fi cel mai puternic din ultimii 12 ani. Cel puțin așa susține selecționerul naționalei României, Gheorghe Tadici. Acesta va încerca să aleagă, în urma desfășurării competiției din Bănie, jucătoarele pe care se va putea baza la turneele finale din următorii ani. La Trofeul Carpați, naționala noastră va participa cu două echipe, România A și România B. În componența acestora nu vor intra jucătoarele de la Oltchim, Râmnicu, Vâlcea. Celelalte două selecționate care vor juca la Craiova sunt Spania și Germania. În perioada următoare aveți privilegiu, spun eu totuși că este un privilegiu, de a vedea și a participa la un Trofeu Carpați, cel mai puternic care se întâmplă în ultimii 12 ani. Acum 12 ani a mai fost un turneu la fel de puternic cu Rusia, Franța, la Râmnicu-Vâlcea. După cum se știe, Spania este ultima medaliată cu bronz la ultimul campionat mondial și de asemenea este medaliată cu bronz la ultima ediție de Jocuri Olimpice de la Londra 2012, tot cu bronz. Germania este o echipă puternică care reconstruiește la ea din urmă, au început în urmă cu vreo 4 ani de zile. Selecționerul Gheorghe Tadici s-a declarat mulțumit de condițiile de care naționala României beneficiază la Craiova. El a lăudat atât condițiile de cazare, cât și pe cele de antrenament. Din punct de vedere organizatoric, sunt convins că lucrurile vor merge foarte bine. Suntem aici de vineri. Lucrurile au fost perfecte. Cazarea la hotelul Craiovița, masa și celelalte condiții au fost perfecte. La sala sporturilor, de asemenea, condiții foarte bune și fără cusuri. Un program desfășurat la milimetru, dacă se poate spune așa. Echipa SCM Craiova va fi reprezentată de 4 handbaliste la Trofeul Carpați. Acestea sunt Daniela Bobeanu, Ana Maria Apipie, Alexandra Gogoriță și Cristina Florica.